Dane, s-a terminat vacanța. Cu ce gânduri ați început nou sezon? Cum vă pregătiți? Dacă ca fiecare început cu speranță, cu motivații, am avut o vacanță destul de lungă. Important este ca să ne organizăm din toate punctele de vedere, ca să putem face transferuri. E primul lucru. Important e ca jucătorii să fie sănătoși, să ne intrăm în programul de antrenament, să ducem echipa la un nivel bun pentru începerea campionatului. Lipsește Izata, să spunem. Da, Izata este o problemă, a vorbit cu mine, l-am învoit, are și el o doleanță și are dreptate și când se va rezolva, va veni. Este un jucător la care îl țin foarte mult, un jucător important pentru noi și eu sper să vină cât mai rapid. Angelov este aici, dar sunt șanse să rămână? N-am discutat cu el, este golgheterul Ligii a doua, un jucător important pentru noi, sper să găsim varianta. Pentru noi am avut această interdicție care ne-a dat în spate ca timp de organizare, dar sperăm să ne organizăm repede, să ne reorganizăm și să facem lucrurile corect. Ai pierdut ceva jucători din cauza interdicției, pentru că oamenii au și semnat. Și la UTA și la... Da, am pierdut... N-am mai avut trebuie. Discuția este foarte, foarte simplă. Cei care se ocupă trebuie să înțeleagă că dacă se vrea promovare la Brașov, dar dacă se vrea cu adevărat, nu doar unii se vrea, important e ca să-și ajute echipa asta. Adică, față de anul trecut, avem un plus pentru că avem un grup de 14-15 jucători, deja suntem omogeni, dar ne mai trebuie 3-4 transferuri care să fie plus pentru echipa. Apoi, important este ca să avem niște la începutul de campionat, să avem finanțare pentru iulie-august, ceea ce n-am avut sezonul trecut. Am văzut niște discuții pentru că nu s-ar fi realizat obiectivul anul sezonul trecut. Credeți-mă, dacă se realiza obiectivul anul trecut, era o minune la cum s-a început. Asta este realitatea și oricând pot să aduc argumente. Am fost foarte uniți. Sezonul trecut am trecut peste multe greutăți. Am terminat sezonul arătând ca o echipă care poate să crească și să se bată sezonul viitor pentru promovare. Cred că am arătat că putem face lucrul ăsta, dar avem nevoie de susținere, avem nevoie ca lucrurile să fie diferit față de începutul sezonului trecut și asta este realitatea. Îmi doresc foarte mult să rămân aici, îmi doresc foarte mult să și reușesc să mă deplinesc obiectivul, pentru că este un oraș frumos, lumea cu care lucrez și cu care m-am întâlnit este o lume care n-am locuit în Brașov, m-am atașat așa de locurile de aici, de o lume care își dorește și care arată foarte mult respect. Iar pentru mine asta înseamnă foarte mult. Ai rămas fără președinte? Da, acum urmează, am înțeles, o ședință a Consiliului Director mâine, să se clarifice, iarăși o altă problemă. Trebuie să ne organizăm din punctul ăsta de vedere la club. Sunt oameni care au terminat contractele, trebuie să știm exact care, cine, cum a rămas. Și încă a fost o perioadă grea, o perioadă de așa de tumultum, care trebuie să se rezolve cât mai repede. Dar cu cât durează mai mult, cu atâta e împotriva performanței, obiectivul ceea ce ne dorim. Ceea ce cereai pe finalul sezonului trecut încă nu se realizează, nici acea stabilitate din punct de vedere al transferurilor, al banilor pe începutul ăsta de lună. Pierzi un om care probabil l-ai construit, să-ți construi planurile pentru transferul și pentru ceea ce înseamnă acest sezon. Te faci un pic să pui semne reale de întrebare asupra ceea ce se va întâmpla în viitor? Eu ce pot să fac este să trag semnale de alarmă. Sunt un om care a venit să muncească onest, cu dorință și motivație în care să reușim să ne deplinim obiectiv. O echipă bună la Brașov cred că ar încânta pe foarte multă lume, o echipă care se bate la promovare. Am spus-o, fiecare am pierdut niște timp, din păcate, asta este realitatea. Și sper cât de curând să se reglementeze, pentru că orice trece, cu cât trece timpul mai repede și nu rezolvăm din probleme, poate e împotriva noastră.